siguranță un rezultat neașteptat. Neașteptat. Neașteptat și din prisma șocului, pentru că am avut ocazii iarăși mari. Din păcate, încă nu reușim să câștigăm acasă într-un an de zile, într-un tur de campionat. Am câștigat decât un singur meci, ceea ce arată și adevărata realitate, că nu suntem acolo în play-off, pentru că dacă câștigam măcar un meci acasă în plus, eram mult mai sus în campionat, în clasament. Din păcate, suferim încă acasă, nu avem, nu știu ce ne lipsește, pentru că ocazia am avut iarăși. Probabil. Nu probabil, ci sigur. Pentru că acasă, cel puțin anul trecut, tot la fel am început mai slab, dar ușor, ușor ne-am revenit și am făcut 20 și ceva de puncte acasă, cu 23 în deplasare. Dar, din păcate, suferim, în acest moment, suferim pe teren propriu. Aproape de targetul pe care ți-ai 18 puncte, nu de 20. Da, îmi lipsesc 2 puncte. Era bine să fim acolo în play-off, dar ultima lună nimeni nu ne dea nicio șansă să fim aici aproape. Eram undeva pe locul 12 și nimeni nu ne mai dea nicio șansă să fim aici. Am reușit să nu luăm bătaie ultimele 6 meciuri. Am adunat ceva puncte, am ieșit de acolo, suntem un loc 7 în momentul acesta. Este ok, sperăm la mai multe de la. A fost un tur care v-a consumat mult? A fost un an care m-a pur și simplu m-a ridicat. M-a coborât, iar m-a ridicat, iar m-a coborât și nu numai pe mine, ci pe toți băieții de la echipă. Pentru că am avut, începând din ianuarie anul trecut, anul acesta, mă scuzați, în care am plecat în cantonament cu gândul la play-off, eram ancorați, era bine în realitate, aveam moral bun, aveam speranțe, aveam pentru ce munci, ne-am îndeplinit obiectivul, am jucat în cupele europene, după care, ușor, ușor, pentru unii au devenit mulțumitori ceea ce au realizat, n-au putut să mai concentreze, n-au mai avut acea dorință de a realiza lucruri mari, au crezut că este de ajuns pentru cariera lor ceea ce au realizat. Am avut un recul din punctul acesta de vedere, al atitudinii și al implicărilor active în joc și în antrenament. Am coborât puțin în clasament, era ceea ce ne-am dorit noi, după chiar un început bun de campionat. Pentru că atunci acea ieșire din cupele europene ne-a dezechilibrat enorm, mental în primul rând. Nu ne așteptam să ieșim toți așa, să jucăm cu Tottenham. A fost o mare dezamăgire pentru noi. Am suferit pe urmă în tot ceea ce a urmat timp de 2 luni de zile, după care ușor, ușor ne-am revenit, s-a încheiat perioada de transferuri. Cine a avut de plecat a plecat, cine n-a plecat a rămas aici și și-au schimbat atitudinea. După care, ușor, ușor, am avut de suferit din punct de vedere medical, a intervenit COVID-ul, dar acum, ușor, ușor, ne-am revenit și am reînceput să adunăm puncte, ceea ce ne-a dus în postura să fim pe locul 7. Vom vedea ce putem rezolva sau realiza la anul. Cum a fost? Ai luat roșu după fluierul final? Ce s-a întâmplat? Ai avut un clinch cu... N-am avut clinci, mult spus. El mi-a zis mie când mi-a dat galben că stăm de vorbă după meci. După meci m-am dus la el și mi-a zis: de ce n-ai dat penalti la Camara? Și la Sheroni s-a auzit în tribună cum l-a lovit. Și l-a zis că s-a autoaccidentat, el l-a lovit pe exterior, nu pe interior. Și mi-a dat galben imediat, fără să jignez, fără nică. Și l-am întrebat: bine, acum stau și îmi pun întrebarea, când te cheamă al patrulea la golul lor, al patrulea arbitru, de 5 ori a spus fault. Când îi spune de galben locuitorul, nu trebuie să spună de 5 ori. Îi spune câteodată și zâșnesc imediat, vin își sprinte la bancă să-mi dea galben. Când spune arbitru de al patrulea, fault, de 4 ori vă dau cuvântul meu de onoare, de 4 ori. I-a spus arbitru fault. Și el l-a dat. Când îi spune arbitru de galben locuitorul, din prima, sprint, nu contează unde e. Sprint la bancă, poartă cu mândrie galbenul ăla, arată așa. Asta e mai puțin important. Important e că când auzi al patrulea arbitru că spui faul și tu nu dai odată și îmi spui lucrătorul de galben din prima vine și de galben. Ok, în turul ăsta ai luat cei mai multe cartoane și pentru că în returul sezonului trecut nu prea ai luat. Nu, dar dacă nu ai penalti clar și tu nu dai. Tu când ai penalti clar și nu dai și ești la 5 metri de fază. Când jucătorul meu urmărește mingea și el îi trece prin spatele lui și ia piciorul și le aduce unul peste altul și tu nu dai faul. Păi ce vrei să o ia în mână?
Să sară, să le ia în brațe. Acum la Șeroni spune că l-a călcat, s-a călcat singur pe picioare și el a călcat pe exterior. De asta nu înțeleg. Suntem arbitri FIFA, ok, suntem FIFA. Păi pentru el ar trebui să fie o joacă, meciurile astea în România. O joacă, aveți cuvântul meu. La valoarele lor, pentru el ar trebui să fie o joacă. Nu să se complice, să-și complice singur existența. Și pentru noi și pentru ei. Să cred așa, așa de mari încât nu poate să le zică nimeni nimic. Nici nu poți să stai de vorbă cu ei. Că nu mai zic eu ce sunt. Fac trimitere în altă parte și n-aș vrea. Mai ce zic, decât sănătate, pentru că trăim niște vremuri tulburi. Le doresc din tot sufletul în sănătate, să, acolo unde sunt, să fie cu sufletul alături de noi și cu mintea alături de noi. Le simțim lipsa, ne dorim să treacă toată această nenorocire pe care o trăim în momentele acestea și să fie alături de noi anul, nu știu cât de repede, dar ne dorim din suflet să fie, să vină alături de noi, pentru că le simțim lipsa. Și ne pare rău, mie unul personal pare rău că n-am putut să le fac sărbătorile mai frumoase. Eu zic că o clasare în primele șase era mai aproape de realitate și de dorința lor. Dar un singur lucru le pot promite, că atât timp cât sunt aici la echipă, atât timp că nu știu ce se va întâmpla, e posibil orice, atât timp că sunt la echipă, nu le promit decât un singur lucru, că tot ceea ce voi face, voi face ca această echipă să crească, să joace fotbal, să aibă rezultate și să fie mândri de această echipă. Este singurul care pot să le promit și că vom face tot ceea ce ne se împutiță pentru a repeta performanța de anul trecut. Dacă se poate, dacă nu, datoria noastră este să încercăm. Promit și 2-3 transferuri? În momentul acesta îmi doresc să nu plece nimeni, dar vom vedea dacă va pleca. Normal că voi fi nevoit să-și aduc. Deocamdată nu am nimic pregătit, pentru că nu m-am gândit. În primul rând trebuie să intrăm într-o regulă, avem 13 jucători, nu mai mulți, noi avem deja și atunci mi este foarte greu să, în primul rând trebuie să vedem despre ce jucători este vorba la plecare, că sunt transferat sau că nu mai fac obiectul echipei și atunci, abia atunci putem, de-abia după o săptămână, pentru că am nevoie și eu, credeți-mă, probabil și de asta mai greșesc și eu, pentru că am ajuns la o limită. Nu am o experiență în spate în care să-mi dea posibilitatea să gestionez anumite momente ca și cum ar face unul după 10 ani de zile. Eu încă sunt la început, încă am acele porniri, acele trăiri și atunci mai greșesc. Și am și o nevoie de o vacanță, pentru că în vară n-am avut-o. Și vreau doar să închid telefonul, să nu mai știu absolut nimic decât de familia mea, să-mi fac sărbătorile, după care să-mi încarc bateriile, să vin iarăși, pentru că eu unul singur nu abandonez lupta. Vă mulțumesc! Sărbători fericite!